Medicul viitorului. Va veni vremea când sarcina medicului nu va mai fi să vindece corpul, ci să vindece spiritul, care la rândul său va vindeca trupul. Adevăratul medic va fi un filozof și un profesor și grija lui va fi să mențină oamenii sănătoși și nu doar să încerce să-i vindece. Când sunt bolnavi, medicul adevărat nu va trata doar corpul cu medicamente, ci și spiritul, cu principii, cu dragoste. El îi va învăța pe oameni că veselia, bunăvoința, faptele nobile, iubirea, bunătatea acționează atât asupra corpului, cât și asupra spiritului. Și că o inimă fericită este cel mai bun medicament. Și mai târziu va veni vremea când fiecare va fi propriul său medic. Omul de mâine se va alinia la legile divine ale vieții și va folosi puterile spiritului său. După cum a spus pe bună dreptate Platon, realitatea noastră este creată de spiritul nostru. Prin urmare, putem schimba, schimbându-ne spiritul. Și Dogma Rinpoche a spus, ferește-te de gândurile negative, căci ele atacă trupul și spiritul. Ele sunt primele simptome ale răului. Așa că vindecă-ți spiritul dacă vrei să-ți vindeci corpul. Când înțelegi că totul este vibrație, totul se schimbă.